Salutare, oameni buni, și m-am găsit și la un episod de Euro Truck Simulator 2 și am găsit un mod nou, hai să vi-l arăt și vouă, că mi se pare foarte drăguț. Și tot astăzi s-a lansat și update-ul la Viva la France, care nu intenționez să-l cumpăr pentru că nu mă încântă prea mult Franța și pentru că pot să bag hartea aia prin mod și nu văd ce aș da bani pe așa ceva. Da, arată și se arată acest mod, vedeți că avem acolo logo-ul de la Volvo. Și acea lăbuță mică de câine de Dodge care este pe neon. Și hai să vă arăt că puteți să puneți și alte chestii. Vreau să ne parcăm frumos. Și pentru cei care se întreabă, profil. Da, salvează automat. Cum arată modul? Multă lume m-a întrebat de moduri, nu mai știu numele exact, să vă zic să le luați, multe sunt luate din Steam Workshop, dar cam așa arată dacă vreți să le căutați. Deci folosesc pentru cutia de viteză acesta, pentru motor engine transmission, făcut de multicelau, puteți să căutați după nume, mi se pare. Realistic Cyhyx, versiunea 3, mai aici un engine care nu-l folosesc, și acesta GT Mod Brand. LED Plates V3, făcut de Mike, dar nu l-am luat din Steam Workshop, l-am luat din alt site separat. Poate apare și aici, nu l-am căutat în Steam Workshop. Bun. Și acum să revenim în joc, să vă arăt ce opțiune are. Dăm înapoi. Bun. Enter. Așa, bun, Upgrade Shop. Și aveți aici chestiile astea. De obicei ai decât numărul de înmatriculare care poți să pui ce vrei tu, de exemplu. Și apare așa, da? E, meh. După aia au băgat chestiile astea. Modorul. Pus pe o rață, un shark, un rechin. Acest spoc care mi se pare foarte drăguț. Sau poți să-l pui invers, poți să-l pui în ambele. Foarte simpatic. Old school LED. Ok, cam așa arată. Ia. Faza e că asta se aprinde cât în joc, nu știu de ce nu reacționează aici că se aprind farurile. E o chestie destul de mică. Diablo, foarte tare. Și Cake. Și avem și logo-ul de la Volvo. Acum. Diablo, cred că arată interesant. Cake, it's... The cake is a lie, but my truck power is real. Foarte amuzant. Măcar au simțit să mă uit, dar asta cred că arată mai bine. Și aici sunt aceleași, adică nu vă așteptați să fie ceva diferit. Dar arată bine în joc, ați văzut și voi. Mățușca, așa, bun. Live. Confirm order. Bun. Să trece camera. Și vedeți, acum se vede frumos negru cu roșu. Foarte mișto. Și vedeți, până și cu motorul e... Nu e... Nu ține de faruri. Ceea ce e interesant. Dar... Hai să conducem. Oule, cum se vede roșiul ăla. Genial. Și asta e un bug stupid care se întâmplă ocazional. Deci am intrat la modding și vezi cum face volanul, indiferent de chestia ce face foarte agresiv. Și asta îmi se fac când schimb profilul sau dacă dau alt tab la joc. Și metoda să o rezolvi. Se pare că asta era. Sper să meargă, că dacă nu va trebui să restăm jocul. A, și merge, gata, nu mai vibrează. Ciudat. Așa, în legătură cu update-ul Viva la France. Deci, l-au băgat zona asta de aici de la Paris, s-au texturat-o toată. Acum, nu mă încât atât de tare Franța, să-mi bage niște drumuri care și așa mă cam lasă rece, sincer. Prefer să cumpăr, să fiu și patriot la fel ca francezi și să cumpăr România. Nu mă interesează Franța atât de tare. Și... Nu știu, mi se pare ciudat că au ales să bage expansion-uri. Înțeleg că e de muncă la ele, dar mi se pare puțin ciudat că au ales să bage expansion-uri așa separate. Și să ne punem să plătim pentru ele și 15 euro per DLC sau
cât, nu contează și dacă ceri 5 euro. E puțin mult, pentru că dacă stați să vă gândiți, asta, zona asta de aici, e de rece, zona asta de aici, e de rece, partea asta și pe aia partea asta. Sunt prea multe de rece-uri deja, pentru o hartă, gen, jocul a plecat cu o hartă destul de mică la început. Și tot a băgat expansion. Eu sper că la următorul, e o metodă de a scoate de rece-uri, dar aș prefera să pună toată harta, să fie toată harta Europei, da? Să bage de rece mașinile. Să nu bage harta. Deci harta, nu știu, trebuie să fie cât mai mare, nu trebuie să fie limitată. Să mă uit să cumpăr de rece... Nu e cum e și update-ul la Forza Horizon 3 cu update-ul care vine de zăpadă. Mi se pare super aiurea că mă obligi în condiție că am cumpărat cel mai scump pack. Gen, am cumpărat versiunea de lux cu tot, inclus cu VIP pescule. Mă obligă să cumpăr harta separat. Nu, frate, trebuie să fie inclus. De ce mă pui să dau extra bani și așa joc a costat o căruță? Așa, hai să mergem să facem un drum. E un display acolo întreg. Vedeți că e puțin transparent, se vede foarte interesant. Parcă mai e ce frumos. Așa. Așa, și mai nou, la update-ul ăsta am văzut că am băgat această rotiță și poți să alegi setup-uri cam cum vrei să arate. Nu-i cine știe ce, sau la astea poți să alegi logo-ul. Modifică bara asta albastră cu o face mai mare și boza asta de jos. Și partea de sus un pic. Sunt mici modificări drăguțe, dar îți adaugă posibilitatea la skin-uri. Când bagi moduri cu skin-uri, poți să variezi acolo-lele. Asta... Hai să vedem ce drum mai sunt. Ok, hai că facem post dacă e cel mai important să zic așa. Bun, și acum? Am la cum se văd LED-urile, chiar arată bine, nu mai așteptam să-mi placă chiar așa mult. Frumos din oglinzi. Se ridică piciorușele și putem să plecăm. Vreau să facă seara, să văd cum se văd neoanele, cred că se văd absolut genial. De ce condu pe stânga ca la Forza? Obișnuință aerea. Mă uitam la bine curba, mă uitam în spate, în dreapta, în oglindă, dacă m-am dus bine sau nu. Bun. M-a întrebat ceva dacă am speed hack. Nu, am un motor foarte puternic doar. Nu folosesc speed hack, n-are rost. Pentru că nu ai putea să frânezi dacă ai folosit un speed hack, sau dacă folosești speed hack să pui frână de aia instant, ar fi singura opțiune. Și nu e afacerea, că unde e distracția în asta. Și așa merg cu viteze incredibile. Și e greu de controlat și așa ce fac eu aici. Cu frână de motor, cu am grijă să nu mă răstorn. Opa! Ce e mișto să vede logo-ul ăla. Faza e că aș vrea să văd și logo-ul ăla din dreapta. Dar îl vezi decât când virezi, păcate. Oricum arată bine. Și-mi place că e transparent logo-ul ăla din... Chiar l-a făcut cu cap, arată bine să vedeți. Și-a pus, parcă a pus acolo două ventuze, se vadă frumos. Ce frânezi? Maxim 50 la oră și el chiar merge cu 50, nu? Și doar dacă ciupesc în a treia talpă, sărit în 70. Pe aia facem frână de motor. 4-a. Hai să-l depășim, cred că avem loc. 5-a. 7-a. Da. Faza cu update-ul ăsta, ce vă povesteam de faza cu hărțile. Sunt de acord cu DLC-urile astea care le bagă, dar știți că există modul cu hărți, o căruță. Faza e că sunt problematice, se întâmplă de foarte multe ori să te lovești aici, de exemplu, dai brusc cu roțile de pământ și îți dă damage și strică transportul. Unele sunt foarte interesante, unele sunt problematice, unele sunt foarte instabile.
se te păsăcați prin hartă să crasheze, să fie nevoie să reîncarci sau să chiar să strice salvarea. Chiar ăsta e unul din motivele pentru care nu prea am băgat hărți și nici n-am găsit nicio hartă interesantă. Sunt multe hărți care sunt micuțe. Uite logo, ce frumos se vede. Așa. Mamă, trage până a treia, prea am până niciun stres. Așa. Adică vom vira la dreapta și... frână de motor agresivă. Așa. E mai bine să faci frână de motor decât să frânezi agresiv. Că... frânezi cu toate roțile oarecum. Mai puțin cu alea de față, dar e mai bine să frânezi cu alea de spate să poți să tragi din direcție decât să blochezi și roțile de față, să nu poți să schimbi direcția. Cred că știți la ce mă refer acum. Și în sfârșit se face seară și să vedem cum se văd logo-urile. Da, aici pe trepte. 160 la oră. Hai să lăsăm la liber că avem prea multă viteză și nu putem să virăm, deja suntem. Le ducem la 140, talpă. E o cursă destul de scurtă, 150 de km, bine, merge și nu e cu o viteză, pe cum vedeți. Nu te răsturna. Uite, chestia asta e la limită, el gândiți mai că la 90-120 și ei forțez nota rău de tot, pe cum vedeți. Ia. Ce frumos se vede în față. Chiar arată bine. Sunt chestiile astea mici care, nu știu, îți dau satisfacție la jocul ăsta. Modurile astea gen chiar au făcut jocul mai bun. Acum nu știu ce să zic în legătură cu modurile de hărți sau modurile de vehicule în care e problemă când modurile ajung să facă hărțile, să faci toată harta Europei. Să zicem că s-ar pune o echipă de, nu știu, 8-10 oameni să facă harta Europei întregi. Și harta să fie mai bună decât harta oficială a jocului. Eu, nu știu, adică ca firma care a făcut acest joc, mi se pare o problemă, adică nu e ceva imposibil, sau poți să lași harta asta default, să adaugi tot ce lipsea. Și în momentul ăla, de ce ai mai cumpărat DLC-urile? Înțelegeți ce spun? Adică, nu știu, e o chestie de logică și mai ales că am văzut niște hărți, deci dacă reușești să adaugi toate hărțile fără să ai creșuri, 215, 120, Need for Speed Style, 130 frână. No, no. Ne-a răsturnat. Sau nu? Wow, nu pot să cred că ai recuperat-o. De intens. Așa. Și ce am de faza asta cu hărțile? Da, e... cam aiurea. Ce pot să zic? Adică... na... să ajungă modul să facă o hartă aproape la fel de bună ca tine în... într-o perioadă de 2-3 săptămâni împreună cu comunitatea care le testează harta și raportează problemele. Nu știu, ar trebui să le dea de gândit chestia asta un pic. Pe următorul Euro Truck Simulator ar trebui să le dea de gândit, nu știu, de exemplu, o metodă să nu le mai dea voie să modifice harta sub nicio formă decât ei, să fie fișierul criptat și doar ei să ai vechița de criptare. Sunt metode, dar momentan cum e jocul așa deschis la moduri, nu zic că e rău, dar zic că ar putea avea de pierdut financiar pe tema asta. Faza e că jocul câștigă foarte bine la capitolul moduri, pentru că le suportă și oricine la jocul ăsta, modurile care are sunt aproape incredibile, poți să conduci mașini. N-am găsit motociclete încă, dar na. Dar în schimb, cam tot ce se poate. Fizica jocului, iluminare, tuning extra roți, tot ce e în spate poți să schimbi, poți să cari case, poți să cari ce trece prin cap. Ceea ce e foarte tare. Și încă puțin și am ajuns la destinație. Da, Hanover. Chiar am pe cineva care stă acolo. E roșu și n-am loc să-l depășesc. Așa că o să ne oprim și noi la stop. Sau nu? Bun.
Cam asta este cu update-ul ăsta la jocul ăsta, cu Viva la France, care au făcut reclamă la el. M-a interesat, așa m-am uitat un pic cât de mult adaugă, pentru cât costă, sincer. E greu să mă motivez să-l cumpăr, când știu că dacă își pune cineva capul din modder și vrea să facă harta aia cu Franța, o face în 2-3 săptămâni și o lună, dacă o face, o să fie disponibil gratis. Cam asta e problema cu jocul ăsta la modduri. Mai că n-am pe unde să trec și pe aici. Și trebuie să virăm aici. Nu ne-am mâncat, da, corect? Hai că nu intru în tine. Nu te panica. Unde ne parcăm? În stânga de tot, nu? Am uitat că trebuie să mă duc să fac check-in-ul. Am învățat stilul vechi, intru direct și parchez, știi? Am trebuit să vii aici, să dai asta, să ajungi să vrei să parchezi. Și îți dă opțiuni, aici, aici, aici. N-are rău să stau să busez, n-am făcut niciun accident. Bun, și cam acesta a fost acest episod scurt. Am vrut mai mult să vorbesc despre harta cea nouă care au băgat-o. O să vă arăt acest mod cu acele leduri care mi se par chiar super drăguț. Sper că v-a plăcut și vouă și până la data următoare, la revedere!